Pentru că sărbătorile se apropie, iar sacrificarea porcilor este o tradiție a românilor, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu Direcția Sanitară Veterinară, au desfășurat o activitate preventivă pe linia verificării mijloacelor de transport animalelor vii. Astfel, pentru porcii cumpărați din județ, circulația se poate efectua numai dacă aceștia sunt însoțiți de un formular de mișcare eliberat de medicul veterinar din localitatea în care domiciliază vânzătorul. În ceea ce privește porcii cumpărați din alte județe, este obligatoriu și avizul sanitar veterinar interjudețean, aviz care este solicitat în scris de vânzătorul de suine. De asemenea, pentru carnea cumpărată pentru consum propriu de la unități înregistrate sanitar veterinar, conducătorul auto trebuie să dețină obligatoriu bonul de casă eliberat de unitatea vânzătoare.